Ele trebuia altoite, mă. E un joc, din greșeală ți-a scăpat mâna, înțelegi? Și scapă mâna direct așa. Nu venea de la școală sau ceva, cred, dar vă spun să zic că avea vreo 16 ani. I-am văzut toată. Sincer vă spun, da, aia merită violată, mă. Asistenta TV a mărturisit că a fost siluită de un coleg în liceu care trebuia să o ajute în general cu lecțiile. Bună ziua, prieteni! Ați auzit trei oameni vorbind despre violarea și bătaia aplicată femeilor. Dana Budeanu sfătuind bărbații să-și lovească femeile, vloggerul Colo vorbind despre o persoană care merită violată și actorul Mihai Bendeac râzând despre o asistentă TV care a fost violată. Toate aceste declarații, deși nu au fost făcute recent, au fost, să zicem, descoperite de curând și au creat multe nemulțumiri în societate. Oamenii sunt furioși că persoane cu influență în mediul online promovează violența împotriva femeilor, chiar și violul. Au existat și voci care le-au luat apărarea. Susținătorii spun că, de fapt, cei pe care i-ați văzut la început au glumit pe seama violului, pe seama violenței împotriva femeilor și că, oricum, nu s-a întâmplat nimic grav. Pornind de la aceste cazuri, în vlogul jurnalistic pe care o să-l vedeți astăzi, mi-am propus să găsesc răspunsuri la câteva întrebări foarte simple, zic eu. De ce justifică românii violul și violența împotriva femeilor? De ce trecem cu vederea atât de ușor astfel de întâmplări destul de tragice? Dar mai ales, de ce se ascund unii în spatele umorului când sunt luați la rost? De regulă zic, am glumit, nu am zis-o serios. Ne ajută să ne lămurim o scriitoare care este și feministă, o expertă în probleme de abuz împotriva femeilor, dar și o studentă la psihologie care a trăit o experiență nefericită în urmă cu puțin timp. A fost hărțuită pe stradă în timpul zilei. O să vedeți povestea ei imediat. Îl ascultăm și pe comediantul George Bonea, îl știți de pe online cu vlogul său Speaker de Motivațional. George susține că Mihai Bendeac a făcut o glumă validă, fiindcă este om de umor, dar nu același lucru îl spune despre Colo sau Dana Budeanu. Îi auziți imediat argumentele. Să începem deci. Sindromul broaștei fierte vorbește despre faptul că dacă ai arunca o broască într-o apă fierbinte, ar avea capacitatea să își dea seama că e în pericol și să iasă foarte repede, să sară din oala cu apă fierbinte. Însă dacă o pui și o fierbi în mod treptat, într-o apă care se încălzește, se adaptează, se supraadaptează până când își dă seama că e în pericol, deja puterile îi sunt sleite și nu mai poate reacționa la abuz și moare. Și practic, noi suntem o țară care toți avem acest sindrom al broaștei fierte și mie mi se pare că unde o să apa e foarte fierbinte, doar că nu mai avem putere să reacționăm. Și vorbim de misoginism instituționalizat, adică vorbim despre nu doar despre misoginism ca un fenomen răzleț care se întâmplă în cazul unui vlogger pe aici pe acolo, vorbim despre felul în care femeia este tratată și abuzurile sunt tratate la nivel instituțional. Adică gândiți-vă ce a zis, cred că Gabriela Scut o cheamă pe primă procuror zilele astea când a venit vorba despre fata de 13 ani violată și incendiată după aceea de un criminal eliberat de curând din închisoare după legea lui Tudorel Toader, care avea 5 crime la activ. Și atunci e clar că atât misoginismul cât și cultura violului sunt instituționalizate, ele sunt, fac parte din mentalul colectiv, sunt foarte bine înfipte și e un cerc profund vicios și viciat, pentru că practic ce se întâmplă în momentul în care cultura violului există la nivel foarte profund și e înrădăcinată în mentalul colectiv, ea ajunge să se manifeste atunci când vine vorba de autorități și de instituții care ar trebui să apere practic femeile în astfel de situații. Eu sunt foarte dezamăgită în momentul ăsta, foarte, foarte dezamăgită. Mi se pare că toată lupta celor care încearcă să schimbe ceva e cumva în van, pentru că în momentul în care aducem în discuție în planul public discuții care țin de sexualitate, țin de educație sexuală, țin de dreptul femeilor de a nu fi abuzate și de a fi respectate, imediat se inflamează și se polarizează
foarte tare opinia publică. O mare și negativă influență are biserica, religia, care ne spune că trebuie să fim supuse și trebuie să fim într-un anume fel și ne amenință practic cu tot felul de, nu, pedepse din astea pe care le vom încasa în viața de după, nu, în viața de apoi, că mare, nu, creștinismul este bazat foarte mult pe pedeapsă și la noi funcționează asta. Femeile nu vor să fie păcătoase, femeile nu vor să facă altfel decât spune părintele la biserică sau decât și noi vorbim totuși despre mii de ani în care femeia a aparținut bărbatului. Era deținută de tată la început, după care, când creștea mai mare, intra în stăpânirea soțului. Și n-a avut voce, nu s-a putut exprima, nu a știut. Și atunci, sigur că asta își dorește mai departe, să rămână lucrurile exact așa cum au fost. Tu vorbești despre o societate patriarhală de pe vremea lui Ștefan cel Mare. Să înțeleg că s-au păstrat niște obiceiuri sau sunt niște cazuri răzlețe? Mie mi se pare că nici în cele mai educate straturi ale societății, nici acolo unde sunt tot felul de gândiri liberale și unde nici măcar acolo femeia nu are în acest moment, nu e scutită pe de o parte de prejudecăți, de misoginism sau beneficiază de drepturi egale. În acest moment, în România, lucrul ăsta nu se întâmplă. Uitați-vă, e foarte simplu, uitați-vă la reprezentarea pe genuri în instituții, în conducerile diverselor orice, de la Uniunea Scriitorilor, că na, vorbesc și eu despre ce știu, până la Parlament și așa mai departe. Suntem foarte puține femei în toate acestea și asta denotă, de fapt, modul patriarhal de gândire încă al societății românești și mi se pare că mai degrabă răzlețe și unice sunt cazurile de femei care au îndrăznit cumva să-și asume o voce, să se emancipeze, să spună lucrurilor pe nume decât ale celorlalte. Uitați-vă la ce rezistență teribilă a existat zilele trecute legat de, și este în continuare legat de educația sexuală. Și femeile sunt printre cele mai vocale. Femeile despre care pot să bag mâna în foc, pentru că am fost femeie și trăiesc între femei de 43 de ani și nu este una dintre noi care să fi scăpat neumilită, nefluierată, nepipăită pe undeva, nebagiocorită. Nu există femeie care să fi trăit în România și să nu fi, da, poate să zicem că există excepții care au trăit în niște familii de intelectuali rasați, care poate au fost învățate de mici, au fost respectate de tații lor, dar tot au ieșit, tot s-au plimbat cu autobuzul, tot au trecut pe lângă niște muncitori care poate le-au aruncat insulte și le-au spus ce le-ar face și ce le-ar drege, tot au ajuns la un moment dat într-o situație în care să fie umilite și bagiocorite. Ei bine, aceste femei se opun astăzi educației pentru copilele lor. Deci mai degrabă mie mi se pare că noi astealaltă care încercăm să schimbăm lucrurile și să ne orientăm mai spre emancipare, mai spre egalitate, suntem puține și celelalte sunt majoritatea. De ce există această cultură și de ce oamenii justifică abuzurile împotriva femeilor? Cum am ajuns în această situație? Nu ai cum niciodată să înțelegi, de fapt, ce înseamnă violul, ce înseamnă această traumă, ce este consimțământul, cum ar trebui să arate o relație sexuală normală, dacă în familie nu discutăm pentru că este tabu, iar la școală nu discutăm pentru că există această mentalitate că ne este frică că o să învețe copiii cum să facă sex. Ori noi de mai mulți ani insistăm foarte mult atât cu privire la educația sexuală, cât și cu privire la introducerea în curriculă, măcar la ora de istorie, a unor concepte cu privire la egalitate de gen, cu privire la feminism, cum au obținut femeile drepturi și așa mai departe, pentru că de fapt violența împotriva femeilor pleacă dintr-o relație de putere inegală. Bărbatul care este prezentat puternic și femeia care este slabă. Și atunci dacă nu reușești să înțelegi de fapt de unde vin
de unde vine această mentalitate și cum ar trebui să ne comportăm unii în relație cu ceilalți, atunci nu o să reușești niciodată, de fapt, să ieși din mentalitatea asta care normalizează și uneori chiar ia în derâdere violența împotriva femeilor. Când zici ia în derâdere, te referi la faptul că se glumește foarte mult despre asta și mulți din cei care au făcut niște aprecieri care ulterior s-au întors împotriva lor au zis exact asta. Am glumit. Unde se termină gluma și unde începe problema cu adevărat? Din punctul nostru de vedere, nu se poate glumi în acel mod. Adică ne referim la cazurile astea foarte concrete. Alexandru Bălan, căruia și noi am făcut o plângere penală, da, acolo. Situația cu Dana Budeanu, căreia în martie anul acesta am făcut tot așa o plângere. Și a mai fost o situație asemănătoare când noi am făcut o plângere la CNCD, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, dar s-a autosesizat parchetul cu Dani Mocanu, care avea o melodie, o manea, în care ținea o femeie în lesă, o bătea și așa mai departe. Bun. Dar despre actorul Bendeac, scuză-mă că ne rog. Exact aceeași situație. Problema este că nu am problema este. Imediat după ce am făcut plângerea cu Alexandru Bălan și au început să apară în spațiul public și afirmațiile lui Bendeac și afirmațiile lui Smenta, au început cumva să apară mai multe situații și ne-am dat seama, adică cel puțin noi asta am decis, să nu continuăm să facem sesizări, ci să așteptăm să se soluționeze una dintre ele, astfel încât să avem o bază legală, un precedent cu privire la ceea ce se întâmplă. Pentru că, de fapt, în momentul de față, există această impresie că, de fapt, orice este online, fie că e YouTube, fie că e Facebook, este așa complet dereglementat și putem să facem ce vrem noi și spunem că e libertate de exprimare sau o glumă sau un pamflet. Pentru că în cazul tuturor s-a întâmplat exact același lucru, s-au ascuns în spatele pamfletului sau glumei. Nouă ni se pare foarte periculos să spunem orice în spațiul public și după aia să fie suficient să spunem că am glumit. Mai ales în condițiile în care în România, din nou, violența împotriva femeilor este destul de normalizată. Este un fenomen extraordinar de răspândit. Una din patru femei din România a fost agresată fizic sau sexual de partener sau de fostul partener. Și atunci, cum reacționează aceste femei care au aceste traume în viața lor și care trăiesc în relații abuzive? Cum reacționează când văd astfel de glume în spațiul public? Cum reacționează generațiile noi? Pentru că, de fapt, Alexandru Bălan era urmărit de foarte mulți copii. Ce învață ei de online, având în vedere că oricum, după cum spuneam mai devreme, la școală nu avem deloc educație sexuală sau educație pentru egalitate de gen, ce învață ei atunci când singura lor sursă de informare este internetul pe care găsesc astfel de afirmații? Mulți spun, dar am glumit, domnule, eu am glumit. Sunt tot felul de cazuri. După acest caz al lui Colo, a apărut o filmare în care Bendeac, da. A făcut niște afirmații în legătură cu un viol. Dana Budeanu, iarăși, și-a numit acele declarații ale dânsei pamflet. Cum ne putem raporta la aceste glume? Acum, eu sunt un om, zic eu, cu umor și căruia îi plac abordările satirice, pamfletare. Îmi place umorul de foarte multe feluri. Sunt fana lui Ricky Gervais, care chiar înfierează la un moment dat încercarea de a bana anumite tipuri de glume. Însă există... Ideea cu glumele este că ele pot fi făcute despre orice subiect pe lumea asta. Adică eu nu cred că există subiect pe care să nu poți glumi. Însă tonul în care faci gluma aia, felul în care adresezi problema pe care vrei să o satirizezi, acolo este de fapt diferența. Când tu râzi de o fată care a fost violată, eu nu văd unde e umor acolo. Eu văd doar un țăran care nu are nici măcar cele mai elementare
date despre ce înseamnă raptul și care bajocorește ceva, e ca și cum, nu știu, poți face glume despre Holocaust? Poți? Te întreb. Nu știu, pentru că tocmai ce ai zis, că poți glumi despre orice, iar despre Holocaust eu nu mi-aș permite să fac glume, nu știu. Există însă stand-up-uri evrei care își pot, pentru că li s-a întâmplat lor și pentru că pot face glume despre asta, dar pentru că ei sunt victimele, găsesc moduri de a face glumele astea, dar sunt singurii care au dreptul să facă astfel de glume. Dar ce se întâmplă este că în 2015, vorbim de perioada dinainte de hashtag MeToo, vorbim înainte de a descoperi la un nivel global că femeile suferă și că a face mișto de traumele unei femei nu este dezirabil. Vorbim de ani când Bendeac, pe lângă glumițele pe care le făcea despre Ana Maria Mocanu în acel vlog pe YouTube, făcea mișto și despre condiția psihică a unui personaj pe care îl imita într-o emisiune, făcea mișto și despre oameni de etnie. Vorbim de o perioadă istorică, chiar dacă pare că e atât de recentă, 2015, au trecut doar 5 ani, e foarte îndepărtată de noi, pentru că în anii ăia se putea râde de aproape orice și oricine. Lucrurile s-au schimbat radical în decurs de câțiva ani, pentru că au fost niște campanii foarte bine targetate, foarte bine făcute și oamenii au ajuns să conștientizeze târziu, dar relativ repede, că nu e bine să faci mișto de anumite lucruri sau că nu e frumos. Singura justificare a comportamentului lui Bendeac din anii aceia și a umorului pe care probabil mulți dintre noi l-am avut în acei ani este că la asta se râdea. Nu e o scuză, nu înseamnă că a fost frumos, nu înseamnă că era un umor de calitate, dar gândește-te la ce se râdea în anii 90 și ce era umor de calitate și la ce râdeau masele în anii 90. Se râdea de țărani, nu știu, se râdea de analfabeți. Lucruri care astăzi ar putea să nu mai fie dezirabile, să fie cu adevărat scandaloase. De asta spun că nu trebuie să... Eu, în primul rând, nu fac o paralelă între Colo și Bendeac. Colo spunea opinii personale, Colo transmitea o filozofie personală vis-a-vis de cum privește el femeia, adolescentele și violul. Bendeac vorbea într-o notă umoristică pe care putem să o dezbatem. Este amuzantă sau nu? Este umor de calitate sau nu? Asta ține de gusturile fiecăruia. Ne-am trezit 5 ani mai târziu să înfierăm glume care se făceau acum 5 ani. De-aia eu aș pune într-o imagine diferită filozofia transmisă de un om, precum Colo, și umorul la care se râdea acum 5 ani. Sunt lucruri total diferite, așa cum le văd eu. Dar de ce? De ce sunt total diferite? Sunt total diferite pentru că filozofia lor are paliere diferite. Atunci când eu îmi exprim opinia vis-a-vis de cât de bine e să violezi femei, înseamnă că este o credință pe care o fac. În schimb, când mă apuc să parodiez, să ironizez, să iau la mișto, repet, chiar discuția nu trebuie purtată dacă este un umor de calitate sau nu, ci pur și simplu eu plec de la premisa că vreau să-mi distrez auditoriul, cum a făcut Bendeac în 2015. Acolo ai, cum să zic eu, premiza de a fi iertat pentru că tu ai vrut să faci o glumă care în contextul respectiv, în perioada respectivă, era validă. Am zis că o să fac următorul experiment, o să-mi iau pagina de Facebook la Puricat, o am de 10 ani și o să iau să văd toate glumele pe care le-am făcut în 10 ani. Ferm convins că mintea mea de acum va considera că anumite glume pe care le-am făcut acum 10 ani sunt proaste. Dar în același timp... În ce sens proaste? Adică nu au stârnit umor sau... Nu, din contră. ...anumite valori în care crezi acum? Exact, sunt împotriva unor valori în care cred acum. De exemplu, sunt ferm convins că acum 5 ani de zile și eu am făcut glume despre asistente TV. Poate nu am râs despre ele că ar fi fost violate, dar mai mult ca sigur am râs despre condiția lor intelectuală sau despre statutul social pe care l-aveau sau am făcut mici apropouri despre meseria pe care o au ele și vezi, domne, un apropo legat de prostituție. Adică sunt ferm convins că acum câțiva ani, cu mintea mea de atunci, am făcut astfel de afirmații. Ele astăzi, citind și aflând mai multe informații, îmi dau seama că nu mai sunt amuzante, dar nu am ce altceva să fac mai mult decât să
comunic altfel astăzi și eventual să zic, bă, uite, eu am făcut niște afirmații greșite, dar să știi că asta nu este mai e un aspect care trebuie luat în considerare. Noi nu trebuie să blamăm un om pentru o credință la care am ajuns fără să fim ajutați. Adică societatea noastră de astăzi nu te educă. În România nu ești educat să consideri femeia ca fiind o persoană, o ființă umană. Accidental aflăm că femeia este un lucru de care, o ființă de care trebuie să ții cont. Și de asta zic că noi astăzi, dacă ajungem să avem o credință mai bună, e pentru că realmente stăm singuri să învățăm chestia asta sau avem un context prin care reușim să ajungem la o astfel de valoare. Statul nu te învață să fii un cetățean bun. Nu ești educat în școală că trebuie să respecti femeia sau că violul nu e ok. Și dacă statul și societatea nu te învață chestia asta, e greu să blamezi pe cineva că acum 5 ani, 10 ani, 15 ani, într-o societate analfabetă din punct de vedere social, tu te-a pus să-l condamni. Pe Bendeac nimeni nu l-a învățat la școală că nu sunt amuzante glumele despre viol. La Postul TV, la care, de exemplu, știu că tu lucrezi, ai un serial de succes care stereotipizează cocalarul și stereotipizează bețivul. Peste 5 ani de zile, umorul pe care îl face Văncică și care se face asupra lui Văncică s-ar putea să fie jignitor când o să ne dăm seama în sfârșit că alcoolismul este o problemă. Acum să te întreb, dacă retroactiv găsești una dintre glumițele tale și îți dai seama că ai greșit și acum ai evoluat, poate că datorită unor evoluții din societate ai înțeles că e greșit să glumești așa, ce vei face? Care vor fi pașii tăi? Ștergi glumița de pe Facebook sau îți torni cenușe în cap sau vii și îți ceri scuze? Care vor fi pașii tăi? E o întrebare foarte bună, pentru că în esență nu-mi dau seama ce ar putea ajuta. Dacă îmi justific comportamentul vechi, nu cred că salvează foarte mult situația. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este exact cum se întâmplă, de exemplu, și în cazul dărâmatului de statui, de exemplu, din Statele Unite. O metodă nu este neapărat să iei să dărâm istoria cu barosul și să o faci să pară că ea n-a existat, ci pur și simplu să o prezinți ca fiind un element din trecut și uite ce ciudat și greșit gândeam atunci. Probabil că cel mai apropiat ar fi doar să zic, bă, uite, astea erau glumele mele din trecut, la asta râdeam aproape cu toții, uite cum ne-am schimbat aflând niște informații. Dar umorul are o linie foarte fină, pentru că totuși umorul pleacă din suferință. Adică știm cu toții asta, de-aia când suntem copii râdem sau râdeam la faptul că Tom și Jerry se loveau. Asta este un umor foarte simplist, dar denotă de fapt de unde pleacă el. Așa că pe viitor întrebarea nu este dacă trebuie să ne punem cenușă în cap pentru niște glume răutăcioase, ci dacă vom mai putea face glume răutăcioase. Și dacă nu mai putem face glume răutăcioase, știu că unii vor spune că se poate râde și despre orice. Dar care este acel orice? Poți râde de viol, de holocaust? Evident, dar se râde de ani de zile despre holocaust și sunt inclusiv evrei care fac glume foarte bune despre holocaust și despre faptul că sunt evrei. Eu râd de lucruri care îmi sunt mai familiare. Adică pot să râd de tradițiile creștine, pentru că am crescut într-o familie creștină, pot să râd de cutumele tradiționale românești pentru că m-am întâlnit cu ele, pot să râd de subiectul rasismului din România pentru că m-am întâlnit cu el, nu pentru că aș fi avut eu de suferit, pentru că nu am avut de suferit, dar am văzut ce înseamnă să fii rasist. Acum cu cunoștințele pe care le-am pot să râd, să fac mișto despre ce înseamnă să fii sexist. De exemplu, văd că Bendeac nu și-a cerut scuze, nu? Eu așa am remarcat. Pentru ce trebuie să-ți ceri scuze? Că tu ești comediant. Prin natura meseriei tale, tu trebuie să forțezi niște limite ca să vezi de unde începe umorul. Tu ți-ai cere scuze, eu voiam să știu cum ai procedat tu. Aș considera că au fost niște glume care astăzi nu mai sunt potrivite. Dar nu știu dacă scuzele ar fi, în primul rând, nu știu dacă ar ajuta la ceva. Dacă îmi cer scuze astăzi pentru o glumă făcută peste 5 ani, acum 5 ani, e posibil să intru într-un cerc vicios în care constant să mă gândesc că pentru o anumită glumă îmi voi cere scuze. Dacă aceste scuze ar fi reale și dacă setul ăla de valori ar fi în mod clar internalizat, lucrul ăsta s-ar vedea, nici măcar n-aș fi nevoie de scuzele astea. Adică eu, de exemplu, dacă aș ști că am făcut genul ăsta de glume și azi nu mai cred în ele, eu le-aș scoate de pe internet.
Aș avea grijă ca ele să nu rămână pe internet. Aș avea, s-ar vedea asta în discursul meu public. Ori, mie mi se pare că în discursul de astăzi al vloggerului Colo, lucrurile s-au schimbat foarte mult față de acum 5 ani. Nu s-au schimbat. Până și felul în care și-a cerut scuze oamenilor, influencerilor pe care i-a supărat. El nu a cerut scuze femeilor, fetelor pe care... Adică, eu chiar apreciez scuzele reale și oamenii care evoluează. Însă, nu e suficient să spui îmi cer scuze și atunci credeam altceva. Trebuie să se vadă lucrul ăsta în mod real, să fie niște scuze reale. Dacă ar fi fost niște scuze reale, că eu inițial când am auzit că băiatul s-a cerut scuze, am fost chiar mișcată și am zis, uite ce chestie, câți oameni au în spațiu public românesc spun, băi, am greșit, îmi cer scuze, foarte puțin. Și atunci m-am dus să văd cum arată scuzele alea. Deci când am dat drumul videoului, am rămas siderat, adică, păi, astea sunt scuzele, stai un pic, astea de fapt nu sunt scuze, sunt niște justificări și scuzele sunt îndreptate către cei care au făcut cumva posibil acest scandal și care ar fi putut să aducă atingere veniturilor lui. Acolo erau, deci dacă ele... Cazul, am înțeles, cazul Bendeac? În cazul Bendeac nu am văzut nicio scuză, nu știu nimic despre asta. E un caz pe care de care am auzit și e cumva la periferie. Știu mai multe despre cazul vloggerului de Bendeac. Am auzit ce a spus atunci, dar nu știu să existe un follow-up la asta. Și-a cerut scuze Bendeac? Bendeac este prin definiție un comediant. Bendeac, cariera lui se învârte în jurul noțiunii de comedie. El tot ceea ce face și ceea ce a făcut... Repet, e discutabil dacă este umor de calitate, ține de gusturi, dar universal, național, valabil, Bendeac este cunoscut ca fiind comediant. El când a dat drumul acelei camere de filmat și a început să vorbească despre acel viol, am recunoscut cu toții tonul sarcastic, ironia, Caterinca Bășcălia. Se recunoaște atât prin mimica feței cât și prin tonul vocii. Nu este nimic de nerecunoscut ca fiind cu ton umorist. În schimb, la Colo, urmărindu-l și urmărindu-i mai multe filmulețe, îți dai seama că el acolo nu face comedie. Dana Budeanu zice că face un pamflet în care a avut un monolog și vorbea despre bătaia aplicată unei femei, corecția fizică. Acela e pamflet, e umor? Pe Dana Budeanu consider că oamenii au reușit să-i ofere aura protectoare de pamflet, pentru că dacă ne aducem aminte, Dana Budeanu, până să devină cu adevărat celebră, adică în ultimele 9-12 luni, Dana Budeanu era un personaj cu opinii. Dana Budeanu era urmărită pentru opiniile ei foarte serioase și sincere, cum voia ea să le transmită. Ea nu era un personaj de umor, dar oamenii au share-uit-o online și au oferit tuturor pastiluțele ei pe principiu, uitați ce Caterinca e, cum spune asta. Deci ea nu este neapărat o comediantă, eu nu cred că ea face neapărat comedie, ci cred că oamenii prin absurdul pe care ea îl prezintă și prin exagerările pe care le face ajunge să fie considerată comediantă și acum pentru că este util și a îmbrăcat aura asta la modul, băi, eu de fapt fac comedie. Nu, n-ai făcut niciodată comedie. Dar ți-am zis, mie mi se pare sănătos să nu amestecăm Colo cu Bendeac și dacă facem amestecul ăsta, e posibil să ne trezim într-o oală foarte mare, să ne dăm seama că nu avem cum să ieșim din ea, decât dacă efectiv oprim cu totul orice formă de exprimare, chit că e amuzantă sau nu, despre subiecte care pot deranja. Ai putea să închizi show-urile de stand-up, dacă e să o spunem pe așa. Cumva situația s-a schimbat, adică în acest moment nu se va râde de astfel de glume? Ba da, în continuare se râde de astfel de glume, dar bula asta noastră, că până la urmă trebuie să fim sinceri, să ne dăm seama că noi ne raportăm strict la niște bule, atât eu cât și tu suntem într-o oarecare bulă destul de comună pe internet, în bulele noastre nu mai este social acceptabil să faci chestia asta, cu toate că și printre acești oameni mai sunt câțiva care ar râde, sincer, dacă am face o glumiță deplasată despre femei sau despre asistente TV. Hai să fim sinceri, chestia cu Bendeac, filmulețul cu Bendeac, este realmente o dezgropare
a unui mort. Adică filmulețul ăla este făcut acum 5 ani, este demolt, este îngropat, nici măcar nu mai este viral. Adică nu era să... nu se plimba pe internet și ne hăhăiam cu toții la el în 2020. Nu, a fost dezgropat pentru că este un subiect scandalos și pentru că acum orice, în perioada asta, orice comportament deplasat la adresa femeilor este foarte ațâțător și atrage foarte mult atenția. Nu. Nu, adică nicio afirmație nu-i făcută înainte de legea antidiscriminare sau înainte de legea cu privire la egalitatea între sexe sau înainte de codul penal. Nu există așa ceva. Exact aceleași... știu și eu că este această discuție acum că, de fapt, de-abia acum discutăm despre... nu știu, political correctness sau despre feminism sau, de fapt, de-abia acum femeile au o problemă când se glumește despre violență. Este posibil ca acum societatea, de fapt, să realizeze, mai mulți membri din societate să realizeze că nu este în regulă, dar în niciun caz problema nu se poate pune dacă înainte era legal sau în regulă să facem asta, ci doar acum sunt mai mulți oameni care observă și care contestă lucrurile astea. Din punctul meu de vedere, a fost un mare, mare pas înainte, că în cazul lui Colo s-a autosesizat poliția direct, o secție de poliție, ceea ce este o premieră și inclusiv că tot vorbim despre timp, într-adevăr, pe lângă faptul că durează mult în anumite cazuri, durează destul de mult între situația în sine și momentul în care află publicul larg. Totuși, în situația asta cu Colo, s-au mișcat foarte repede autoritățile statului. Pentru că în situația asemănătoare cu emisiunea online a Danei Budeanu, nu am primit absolut niciun răspuns de la parchet sau de la... De ce diferența asta? Sincer, pentru că săptămâna trecută am fost chemate la audieri și pentru Dana Budeanu, totuși la 3 luni distanță. Impresia mea este că cea mai mare diferență o face presiunea publică și mai ales presiunea mass media. Asta e o impresie personală. Însă, în situația lui Alexandru Bălan, au durat câteva zile până când am fost chemate la audieri și după aceea încă câteva zile până l-au luat în arest preventiv 24 de ore. În timp ce la Dana Budeanu s-a discutat un pic în presă, cam o zi, după aceea a rămas așa și nu s-a mai întrebat absolut nimic. Iar în momentul în care a venit această speță în spațiul public și-au reamintit jurnaliștii de situația cu Dana Budeanu, a reapărut în presă și de-abia după ce a reapărut în presă am fost sunată de secția de poliție și chemată la audieri. Oamenii care îi ascultă și care sunt publicul lor nu își dau seama că sunt niște declarații care până la urmă chiar încalcă legea? Fie marea majoritatea oamenilor care au privit acel videoclip nu au considerat, sau acele videoclipuri, nu au considerat că este ceva în neregulă, fie inclusiv cei care au considerat că este ceva în neregulă, nu au crezut că se poate face ceva. Pe noi ne bucură faptul că în ultimul timp, pentru că de fapt este ceva ce se întâmplă de câteva luni pentru noi, de-abia de câteva luni avem persoane care ne scriu și care ne sesizează astfel de situații. Până acum nu ni s-a întâmplat. Prima situație în care ni s-a întâmplat a fost cea cu Dana Budeanu și ulterior a fost cea cu Alexandru Bălan. În general, nu toate cazurile de violență ajung în fața instanțelor, indiferent de stat. Însă în România, 75% dintre situațiile de violență nu sunt raportate. În continuare sunt femei care au ordine de protecție și totuși sunt omorâte, pentru că poliția nu are cum să le protejeze. Și în continuare, din păcate, avem în societate această mentalitate de blamare a victimei. Cum este situația în cazul violului, în care sunt persoane care întreabă cu ce s-a îmbrăcat, unde era și dacă a consumat băuturi alcoolice sau droguri. Exact așa și în situație de violență avem și zicarele astea din popor cu nu iese fum fără foc sau bătaie ruptă din rai sau avem această tendință de fapt să ne întrebăm dar totuși ea ce a făcut, că doar nu o bătea degeaba. O întrebare, și atunci ce presiune există asupra femeii
Se gândește o femeie cum să se îmbrace înainte de a ieși din casă? Aveam aceste dileme și aveam aceste alegeri de făcut atunci când eram adolescentă și mergeam la liceu sau la facultate cu mijloace de transport în comun. Aveam aceste dileme atunci când ieșeam în oraș seara și trebuia să mă întorc fie singură, fie cu vreo prietenă de-a mea spre casă. Recunosc că și pentru mine, de când eram, de când aveam 12-13 ani, am început să trec prin situații de hărțuire sexuală stradală, lucru care, din punctul meu de vedere, și eu n-am cunoscut nicio femeie care să nu fi trecut prin niciun fel de astfel de situație. Și atunci, da, cumva când eram mai mică și înainte să îmi dau seama că sunt feministă, aveam această tendință de a mă gândi ce am făcut eu greșit și ce aș putea să fac mai bine data viitoare ca să nu se mai întâmple sau să nu se întâmple ceva mai grav. Dar recunosc că de când am început să conduc și de când sunt într-o relație și merg noaptea în general cu prietenul meu pe stradă, nu mai am această teamă. Dar știm inclusiv din fetele care vin să facă voluntariat la Filia, mai ales adolescente, mai ales eleve de liceu, că au aceste dileme și se întreabă de foarte multe ori ce să facă ele diferit, astfel încât să nu li se mai întâmple nimic. Și din păcate, răspunsul este că nimic. Nu ține niciodată, de fapt, hărțuirea sexuală stradală sau cazurile de violență sexuală nu țin de cum s-a îmbrăcat victima. Pentru că și eu, la rândul meu, când am fost adolescentă, am fost fluierată, claxonată și încercată să fiu agățată și în momentul în care era iarnă și eram îmbrăcată în geci lungi și căciulă și fular și toate cele. La fel s-a întâmplat și când eram pantaloni scurți. Și atunci, de fapt, ce încercăm noi întotdeauna să le spunem femeilor care iau măsuri este să le ia dacă se simt în siguranță, dar în același timp să realizeze că nu este vina lor și că, de fapt, nu ține de schimbarea comportamentului lor ca să poată să iasă din această situație, ci ține de schimbarea mentalității societății și a comportamentului agresorului. Pentru că, de fapt, el, și asta este foarte important, singurul care este de vină este agresorul. Presupun că asta ar putea fi educați unii copii la școală, cum să abordezi o persoană de sex opus astfel încât să nu treci limita aia de abuz, de hărțuire sexuală. Atunci când îți place de cineva și ai vrea totuși să o cunoști mai bine, cred că este important să înțelegem că ar fi bine să tratăm cealaltă persoană exact ca un om. Adică nu fluierăm, nu strigăm ca pe pisici sau căței, nu ne ducem la persoana respectivă și o apucăm, pentru că poate să-i creeze o senzație de frică, pentru că, în principiu, dacă mergi pe stradă, pur și simplu nu te gândești neapărat că o să vină cineva și să te apuce de mână sau o să-ți dea o palmă la fund. Și atunci cred că, de fapt, secretul este umanitatea. Și în același timp ar trebui să ne și evaluăm șansele de succes, pentru că întotdeauna când cineva merge pe stradă sunt șanse mai mici să vrea ceva decât atunci când, nu știu, discuți cu o persoană online sau te-a băgat în seamă sau v-ați cunoscut la o petrecere sau orice altceva. Asta e important din punctul meu de vedere, să tratezi ca pe un om. Și al doilea lucru, în momentul în care îți spune nu sau te ignoră sau încearcă să evite conversația, pur și simplu las-o în pace. Adică ideea asta că nu înseamnă da este extraordinar de problematică. Poate la un moment dat și poate în anumite situații, dar foarte, foarte puține, au existat relații care au început după ce bărbatul a curtat mai mult timp o femeie. Însă, sunt destul de multe situații abuzive care au început tot așa, continuând și insistând foarte tare. Și atunci linia este foarte, foarte fină și mai bine nu ne riscăm. Ok, și hai să spunem un lucru. Femeilor le place atenția, le place să fie fluierate pe stradă, le place să fie în centrul atenției, așa cum cred unii?
Nu, după cum spuneam în barometrul nostru, la toate întrebările cu privire la fluierat, atins, comentat, ținută pe stradă și așa mai departe, femeile peste 85% la toate întrebările erau deranjate. Deci această, că întotdeauna mă întâlneam cu această opinie, că ei, de fapt, nu te deranjează pe tine, dar nu deranjează, de fapt, că ele se simt bine, se simt flatate. Ei bine, se pare că, într-un barometru care e reprezentativ național, ne arată că, de fapt, femeile nu se simt atât de... nu se simt apreciate atunci când sunt comentate și fluierate și atinse pe stradă. O femeie care se îmbracă frumos, se îmbracă pentru altcineva, se îmbracă pentru sine, este relevantă treaba asta? Din punctul meu de vedere, nu e relevant. Adică, da, poate te îmbraci frumos odată pentru că vrei să te întâlnești cu, nu știu, băiat de care îți place. Dar poate alteori te îmbraci frumos pentru că pur și simplu îți oferă o încredere în tine pe care nu o ai dacă te îmbraci într-un mod care nu îți place în ziua respectivă. Adică sunt zile în care exact ca la bărbați, adică bărbații se îmbracă frumos neapărat ca să-i vadă o femeie sau se îmbracă uneori frumos pentru că pur și simplu le place foarte mult tricoul respectiv sau cămașa respectivă. Dar e greșit să ne gândim așa, pentru că de fapt nu ai de unde să știi ce e în mintea omului respectiv și să presupui de la început că faptul că o femeie este îmbrăcată, nu știu, atrăgător, care oricum este un concept foarte subiectiv, este foarte greșit să justificăm anumite situații de abuz sau de agresiune pe hainele victimei, pentru că este un lucru foarte subiectiv. Adică în funcție de om, deci definește altfel atrăgător, definește altfel îmbrăcat frumos, și de om și de cultură și de țară și așa mai departe, iar simpla idee că dacă cineva se îmbracă frumos, se îmbracă frumos ca să fie agățat, este, nu știu, complet retrogradă, adică dacă te îmbraci frumos numai ca să fii agățat, imediat după ce te-ai căsătorit sau ești într-o relație, te îmbraci urât, arunci toate hainele din casă și te îmbraci urât ca să nu știe lumea că nu e ok. Unde se termină gluma și unde începe hărțuirea unei femei pe stradă? Hărțuirea efectiv începe acolo în care ea se simte amenințată sau jignită. E la fel o chestie interpretabilă. Adică dacă trece o femeie pe lângă mine și o mă apuc să o fluier sau să fac vreo glumă deplasată, este de prost gust din partea mea și denotă că nu am educație. Și din partea ei poate să decidă acolo unde este hărțuire. Da, ea poate să spună pe internet că eu am hărțuit-o fluierând-o și unii să mă apere spunând că ia uite-o și pe asta ce victimă e și o nimica toată o transformă într-o victimă. Dar ea are tot dreptul să se considere o victimă în momentul ăla. Ai pomenit despre momentul în care o femeie este pe stradă, da? Și este fluierată. Și am văzut foarte multe argumente pe Facebook, pe rețelele de socializare, în care oamenii justifică dacă s-a îmbrăcat într-un fel, sau în special bărbații, dar și femeile, dacă s-a îmbrăcat într-un fel și a căutat-o, vrea atenție. Asta face parte din ceea ce vorbeam, din cultura violului. Cultura violului învinovățește victima și găsește justificări întotdeauna agresorului. Aceasta este una dintre justificările și pentru agresiunile, și anume că victima și-a căutat-o, și asta face parte din această cultură a violului, din păcate, și este îngrozitor de greu de luptat cu așa ceva. Eu nu cred că vreodată vreo femeie s-a simțit complimentată când a strigat unul după ea ce te-aș... Deci, dacă să-mi spună mie femeia aia care s-a simțit complimentată și a simțit că în momentul ăla cineva a încercat să-i facă un avans. Adică, avem totuși niște secole de civilizație din asta modernă în spate. Nu putem, adică ăsta probabil că era modul în care omul primitiv își agăța femela. Dar nu poți în același timp tu să ai acces la toate beneficiile civilizației, la beneficiile tehnologiei, să trăiești cu corpul și cu alte în secolul 21, dar să încerci să agăți femei ca la începutul civilizației. Nu se poate așa ceva. Trebuie să fii civilizat din toate punctele de vedere. Sigur că
Poate, nu știu, sunt eu defectă și poate există femei cărora le place să fie hărțuite pe stradă sau pe unde și să fie abordate în moduri din astea, nici nu știu cum să le numesc, pentru că sunt disgrațioase, sunt insultătoare, sunt în foarte multe feluri. Însă există moduri de a face avansul unei femei care țin de secolul 21. Adică nu e nevoie să agresezi și să hărțuiești o femeie. Asta o faci doar dacă nu ai alte mijloace. Dacă modelul tău de agățare vine din zona omului primitiv. Vii cu bâta, lovești femeia în cap și o posezi. Dacă nu ai alte argumente, dacă nu ai alte calități. Suntem sâmbătă, după amiază. Am ieșit acum vreo jumătate de oră. Foarte drăguț. Niște băieți foarte drăguți în fața mea s-au pus, încercând să mă pipăie în mijlocul bulevardului, de față cu toată lumea. Pentru că, ce crezi, am ieșit la alergat și cred că am îndrăznit să ies în colanți și nu știu. Mi se pare că mi-am arătat cam multă piele. Deci mi se pare incredibil ce se întâmplă și nu mă interesează dacă o să-mi comenteze cineva că nu mi s-a întâmplat nimic. Da, nu mi s-a întâmplat nimic. Dar dacă era seară, dacă erau alte fete pe stradă, dacă nu era nimeni. Și pe ea chiar erau vreo patru. Adică mie nu mi se pare deloc normal ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat în ziua respectivă? După vreo, nu știu, o lună de zile în care am stat în casă, am zis ok, hai că ies la alergat. Am ieșit și cred că am mers, că n-am apucat încă să încep să alerg ca lumea, mergeam destul de repede, cred că am mers, nu știu, 200 de metri și în fața metroului, lângă metrou, la gura de metrou. Ce gură de metrou? La Dristor. Era foarte multă lume oricum, adică nu erau doar ei pe stradă, pentru că fiind fix la gura de metrou, erau patru băieți în fața mea, eu i-am văzut, mă rog, am zis, în fine, trec, nu contează. Și în momentul ăla am văzut că am început să râdă și unul dintre ei s-a pus în fața mea, fix cu mâna îndreptată spre, înțelegi. Eu în momentul ăla am dat cu mâna peste mâna lui și am fugit. În timp ce fugeam, i-am auzit că au început să râdă și că glumeau, că ia uite mă ce s-a speriat. Ok, nu s-a întâmplat nimic fizic, asta am încercat să și spun pe TikTok, dar mă rog, s-a înțeles total altceva. M-a deranjat foarte tare gestul și că apoi glumeau, ca și cum, mamă, ce normal e să faci asta pe stradă, să te iei de cineva, să încerci să glumești punând mâna și cumva să crezi că dacă, nu știu, atentezi la siguranța unui om, e amuzant, pentru că ce? Tu fiind și studentă la psihologie, ai vreo explicație pentru acest comportament? Automat că dacă copilul, când e mic, vede un anumit comportament în casă, este foarte normal ca să-l, nu știu, în timp, dacă și societatea este de acord cu asta și nu cumva, adică nu încearcă să modeleze un alt comportament, ajunge să facă exact ce vede în casă. Cum ți s-au părut reacțiile de pe TikTok? Sincer, nu mă așteptam în primul rând să izbucnească atât de tare și nici nu mă așteptam să fie atât de multă gură din partea oamenilor. Mă rog, că erau și băieți, erau și fete foarte multe care îmi spuneau că o merit, că cine m-a pus alerg sau cine m-a pus să mă îmbrac așa. Și că așa îmi trebuie dacă nu stau în banca mea, în condițiile în care n-am înțeles ce am făcut atât de anormal. Spune-mi, te rog, ai mers mai departe, în afară de acel TikTok? Te-ai gândit să faci o plângere la poliție? Nu. Nu, pentru că nu s-a întâmplat nimic fizic. La modul la poliție, ca să zic ce, au încercat unii să pună mâna pe mine. S-ar întâmpla ceva dacă te-ai duce la poliție și ai raporta incidentul? Nu, chiar nu cred. În primul rând, și nu acum, chiar n-aș vrea să dau vina pe organele de poliție, pentru că, sincer, n-ar avea ce să facă. Eu nu mai știu cum arată băieții respectivi, nu știu unde sunt. Ți s-a mai întâmplat vreodată să fii pusă într-o asemenea situație? Da, destul de des, din păcate. Tocmai de-aia am și enervat atât de tare atunci. Pentru că, totodată, nu știu, poate vin de la muncă și e seară și dacă s-ar întâmpla asta, iar aud vorba, păi da, erai singură, erai pe stradă, era noapte. Bine, să-mi zic, nu mi se pare nici măcar asta normal până la urmă, dar să spunem acele circunstanțe atenuante.
Dar acum era în mijlocul zilei, într-o sâmbătă, și li s-a părut amuzant să facă asta. Și dacă lor li s-a părut amuzant să facă asta de față cu toată lumea, poate cumva într-o noapte, când e o fetiță care merge pe stradă, sau și un băiat, nu contează până la urmă, un copil neajutorat, să li se pară să facă o glumă și mai mult de atât. Și poate chiar să tragă de copilul respectiv și chiar să se întâmple ceva mai grav, nu doar o glumă. Poți să-mi explici, din punctul tău de vedere, desigur, unde se termină gluma sau unde se termină, cum să zic, atenția pe care vrei să-i o acorzi unei fete drăguțe pe stradă, pe care nu o cunoști, și începe hărțuiala, abuzul chiar? Păi, în primul rând, mi se pare ok să nu atingi, adică nici măcar să încerci să atingi. Și până la urmă, nu modul ăsta de a intimida o persoană, ei punându-se cumva în fața mea, sau mă rog, tipul respectiv care s-a pus în fața mea, că ceilalți nu erau toți, dar unul a venit direct, clar, am mers pe o tehnică de intimidare. Sunt mai mare, vin în fața ta, ce poți să faci în momentul ăla? Dacă într-adevăr vrei să abordezi pe cineva pe stradă, mi se pare că o poți face mult mai drăguț, cumva încercând să spui, hei, poți să te oprești puțin, să discuți ceva, vreau să te întreb ceva, sau lucruri normal, cum abordezi un om, nu știu, într-o relație profesională, dacă vrei să chiar să atragi atenția pe stradă cuiva. Tu ce crezi despre discuția aceasta, despre că dacă te-ai îmbrăcat într-un fel, înseamnă că vrei să atragi atenție? Ce crezi? Doamne ferește! Și dacă vrei să atragi atenția, asta până la urmă depinde de tine, de fiecare om în parte, cum se îmbracă și dacă vrea să atragă atenția, dar eu sunt 100% sigură că orice om, oricum s-ar îmbrăca și oricât de mult ar vrea să atragă atenția, nu vrea să fie abuzat pe stradă. Pentru tine contează foarte mult siguranța ta, ți-e frică să te îmbraci într-un anumit fel în situația în care ești, te duci la muncă și te gândești că poate te întorci foarte târziu? Frică nu mi-e frică, dar nici nu mă simt 100% confortabil. Sinceră să fiu, m-aș acoperi puțin mai mult. Am această tendință. Ai această tendință? Și de unde a apărut tendința asta? Sincer, nu știu. Și ce înseamnă a te acoperi? Am acoperi a nu arăta foarte, foarte multă piele, să zic așa. Pentru că auzi lumea pe stradă comentând în spate. Ia uite cum e îmbrăcată, ia uite. Wow, nu se poate așa, e prea mult, prea gol, prea... Sunt mult prea. Doar că nu explică nimeni de ce e în neregulă să te îmbraci așa sau de ce poate, nu știu, până nu e nimic în neregulă să te îmbraci așa, dar... De exemplu, una ar fi să te... Să arăți mai multă piele, cum... De exemplu, nu știu, pantalon foarte scurt sau o bluză tăiată și să-ți arăți un pic abdomenul, lucruri de genul. Cu vara, până la urmă, ți-e cald și te îmbraci cum vrei tu. Ok, într-un mediu profesional nu te-ai îmbrăca așa pentru că nu mai faci asta, dar în rest nu mi se pare anormal. Dacă știu că sunt singură și dacă mă duc în locuri pe care nu le cunosc, automat să nu mă îmbrac la fel. Da, e... Nu am explicație exactă pentru asta, cred că cumva mi-a rămas, așa am crescut. Dacă nu știu unde te duci, dacă nu știi cum, better safe than sorry, ceva de genul. Cum crezi, de ce există în societatea noastră o asemenea abordare? E normal să se întâmple asta și tu ți-ai căutat-o, adică într-un fel ți-ai căutat atenția. De ce crezi că oamenii reacționează așa și cred asta? Sincer, încerc să-mi găsesc o explicație, am încercat cumva, cred că tot la educație, părerea mea e că tot la educație se ajunge. Și e normală o astfel de societate? Nu, mie nu mi se pare normal. Pentru... Ai fost în vestul Europei, ai avut același sentiment? Nu, și pe nu, niciodată. Am fost în Olanda, am fost în Germania, am fost, mama mea locuiește în Italia și mă duc destul de des acolo. Niciodată. Nimeni nu s-a urât la tine că ești îmbrăcat într-un anume fel. Nu conta asta. Poate acum, la 30 de ani de la Revoluție și de la condiționarea unor libertăți, sper că am ajuns în punctul în care suntem liberi să ne îmbrăcăm cum vrem. Suntem liberi, de fapt, să facem ce vrem cu mențiunea că nu încălcăm și libertatea sau drepturile altora și nu îi deranjăm.
Să deschizi un pic parantezele, ce înseamnă să-i deranjăm? Explică-ne. Dacă am purtat ceva ofensator la adresa unor minorități sau ceva care istoric este controversat sau greșit, pur și simplu. Cum ar fi dacă ne apucăm acum să mergem pe stradă, lucru care oricum este ilegal, dacă ne apucăm să mergem pe stradă îmbrăcați în costum de naziști, spre exemplu. Sau dacă mergem pe stradă cu un tricou pe care scrie moarte tuturor și insert minoritate. Dar dacă ieșim în chiloți pe stradă? În chiloți nu cred că e ilegal. Cred că e ilegal să ieși dezbrăcat complet. Deci probabil că în chiloți este ok. Aici voiam să ajung. Și în continuare, dacă ești în chiloți, asta nu înseamnă că vrei să fii atins în vreun fel. Adică, cum ar putea o femeie să se simtă, unde se termină? Păi e foarte simplu. Acolo unde deja ai trecut în zona în care intimidezi femeia, o insulți, o faci să se simtă obiect sexual. Noi femeile nu suntem doar niște corpuri. Și nu cred că există vreo femeie care își dorește să fie tratată ca și cum ar fi doar o bucată de carne. Acolo se termină. Crezi că ar trebui... Asta, crezi că ar trebui să scrie undeva, nu e bine să fluieri o femeie pe stradă, nu e bine să îi ceri niște lucruri. Crezi că oamenii în halul ăsta trebuie educați? Da, cred că da. Cred că ar trebui, cred că lipsa de educație, în primul rând emoțională, că aici vorbim despre educație emoțională, da? Deja nu mai ține de, pur și simplu, de ce în regulă să faci ca să nu rănești alți oameni și să nu-i pui în poziție de inferioritate și așa mai departe. Da, cred că de acolo trebuie pornit. Cred că și cred că sistemul nostru osificat de educație, complet depășit, revolut, este o piedică, de fapt, în fața educației. Așadar, i-ați auzit pe invitații mei vorbind despre violența împotriva femeii în România. În loc de încheiere, fie că sunteți sau nu sunteți de acord cu ei, vreau să vă întreb, ce credeți că au în comun toate cele spuse de ei? Din punctul meu de vedere, au în comun un detaliu foarte important. Românii găsesc justificări ale violului, ale violenței împotriva femeii, pentru că le lipsește educația. Educația de acasă, de la școală, din societate. Acesta a fost vlogul meu de astăzi, aștept comentariile voastre, iar pentru alte vloguri jurnalistice, nu uitați să vă abonați la acest canal. Mă găsiți pe Facebook, pe Instagram.